Bună seara, doamnelor și domnilor! Bine v-a regăsit la o nouă ediție de Mergeți pe mâna noastră, cea mai importantă, dacă nu singura emisiune de pariuri din România. Am văzut pe foarte multe pagini, pe foarte multe site-uri, cum pronosticurile din această emisiune sunt pur și simplu vândute pe bani. De aceea noi considerăm că nu este un lucru bun. Un lucru bun este să urmăriți această emisiune și să folosiți propunerile și sugestiile pe care noi vi le dăm doar aici la Național 24+. O să încercăm să facem tot posibilul să fim la fel de inspirați și în următoarea perioadă, pentru că avem toate competițiile majore în desfășurare și ne bucurăm de un regal fotbalistic. Ne bate la ușă un weekend plin cu meciuri interesante. Avem, evident, și concurs pe pagina de Facebook. Comunitatea sponsorului, Comunitatea Național 24+, și, evident, Mergeți pe mâna noastră, adună în jur de 7000 de like-uri, pronosticuri pentru această seară din Europa League. Am primit numai puțin de 55 de mesaje în câteva ore. Probabil că vom trece 100, așa cum am făcut-o și în ediția precedentă a emisiunii. Europa League, evident, în această seară pronosticurile trebuie să fie pe Europa League. Cea mai mare cotă pe care ne-o propuneți dumneavoastră va fi premiată direct, fără cheie, fără nimic. Așadar, fuguța repede pe Facebook, intrați pe pagina Mergeți pe mâna noastră, o cunoașteți deja și propuneți acolo o cotă mare, cea mai mare pe care o considerați, pe care o simțiți dumneavoastră, și dacă veți câștiga, dacă va fi într-adevăr cea mai mare cotă, veți primi premii din partea sponsorului nostru. Vreau să spun ceva, adică vreau să menționez încă de la început faptul că este un concurs online, este un concurs al emisiunii Mergeți pe mâna noastră. Nu vom putea accepta mai multe mesaje de la același utilizator, și dacă vă cerem o singură cotă, nu ne trimiteți două sau mai multe cote, pentru că vă sporiți șansele, evident. Încercați să vorbiți frumos pe pagina noastră de Facebook și să nu ne mai trimiteți mesaje, tot felul de înjurături. Sunt foarte puțini cei care fac acest lucru, dar vă vom bana și nu veți mai avea acces la pagina noastră. Alături de mine, în platou, Mihnea Groza, jurnalist Național TV. Te salut, Mihnea! Bună seara, Dane! Bună seara, telespectatorilor! Îți mulțumesc că ai venit alături de mine, ai venit și cu un caietel, bine informat. Prieten, Mihnea este cel care l-ați mai auzit și la emisiunea de radio național al postului Național TV. Tot la emisiunea Mergeți pe mâna noastră am făcut spectacol împreună de vreo 2-3 ori, mai ales cu ponturile din Franța, acolo unde tu ești specialist. Francofon, nu neapărat și francofil, dar îmi place Franța și campionatul de acolo. Cui nu-i place Franța, nu? Eu știu, există nemții. Nu, cum, e plin de algerienilor, la can e plin de nemți. 60 de mesaje avem și 1702 persoane care au văzut postarea noastră. Este imaginea aceea cu o cupă frumoasă, cea Europa League. Avem meciuri interesante în această seară și cred eu că avem ce discuta. Vom vorbi și cu editorul șef de la Mozart Sport în câteva momente, pentru că revista Mozart Sport își va schimba formatul, o să vedeți despre ce este vorba. Mergem către prima rubrică a frumoasei noastre emisiuni, și anume analiza. Bun, de fiecare dată vă propunem pronosticuri și facem așa un bilanț, să vedem cât de bine stăm, pentru că niciodată n-am stat rău. De data aceasta nu avem foarte multe meciuri
care s-au jucat. Mihnea, avem puține meciuri pentru că am avut un xolist senzațional după mine, sunt Etienne Marseille. Da, dar asta a fost săptămâna trecută. Da. În weekend am avut un xolist. Noi am avut acum meciurile din Europa League și meciuri care n-au început încă, prieteni, încă le aveți, sunt în stau așa în picioare, sunt în viață, să zicem, pentru că se joacă de la ora 20. Am avut Juventus Dortmund 1x 1.30, am avut Manchester City Barcelona, ambele marchează. Da, confirmat. Da, Brighton cu Leeds TG 2+, cotă 1.40, minim 2 goluri în partidă. Și atenție, toate cele trei pronosticuri oferite din Championship, din a doua competiție din Anglia, corecte. Wolves, Fulham, TG 2+, 1.30 și Nottingham cu Bournemouth, TG 2+, 1.31. Puțin câte puțin făceai un coș de mere. Meciul zilei, Juventus Dortmund 1, solist, Manchester City Barcelona TG 2+, Sampdoria Genoa, meci care s-a amânat și l-am recalculat și l-am repropus pentru emisiunea precedentă, TG 2+, minim 2 goluri, 1-1 final, ambele marchează, o cotă foarte bună, o cotă de 1.78 la Sampdoria cu Genoa și Sampdoria Genoa, vă spuneam, over la cartonașe. Normal știți că linia la cartonaș este la 4,5. Au fost 5 cartonașe în Sampdoria Genoa. Am mai propus un pronostic, un cartonaș roșu meci care nu a ieșit, nu s-a adeverit. Mai avem încă o cotă fantezistă în picioare și anume Fiorentina Tottenham să se termine la egalitate. Haideți să vă spunem în continuare ce pronosticuri mai avem available, să zicem așa, în desfășurare. Zenit să nu piardă cu PSV 1.23. Beşiktaş Liverpool, ambele marchează pentru seara aceasta, evident 1.73. Dinamo Kiev Gengam, ambele marchează 2.15. Da, măcar cel puțin gol marcat de Angam ar fi ok. Da. Și asta și-au propus francezii, în câte am înțeles. Da. Era Haios, antrenorul lor, spunea că au 49,7% șanse să se califice. Foarte tare. Să fie peste 50. Da, le crește cota. Inexplicabil. Da, fără Iarmolenco, fără Belhanda, foarte mult. Asta nici eu nu explic. Ceva se va întâmpla la meciul ăla. Și Dinamo Kiev nu are meciuri. Angam e pe tipicul lor clar. După meci de Europa League pierd, înainte de meci de Europa League pierd, se odihnesc. Da. Deci asta au și făcut. Bun. Legia, Ajax, 1x, 1.35. Noi credem că Legia se gândește cumva la finală, pentru că se joacă la Varșovia, nu? Și normal să te gândești la finală. Acum te gândești la finală dacă se joacă în Cosmos. Salzburg, Villarreal, ambele marchează 1.55. Acestea sunt pronosticuri și cota fantezistă Tottenham, Fiorentina, X-olist. Fiorentina, Tottenham, X-olist. Acestea sunt pronosticuri care încă pot fi pariate. Avem în continuare posibilitatea de a le reparia sau recalcula sau regândi, numai că feeling-ul clar este unul și același. Dacă ai un feeling de la început, n-ar trebui să îl mai schimbi. Bun, peste 60 de mesaje pe pagina de Facebook, mergeți pe mâna noastră, acolo puteți da un like și veți întâlni, veți regăsi o comunitate importantă de pariori și de pariuri și de pronosticuri, de sugestii, așadar nu aveți cum, din punctul meu de vedere, să ratați această emisiune și acest proiect cu cele trei emisiuni săptămânale, două la TV și una la radio și nici comunitatea de pe pagina de Facebook. O să citesc mesaje, avem timp. Mă uitam așa să văd cam ce cote. 4,8, 5, uite, Final Roma 1 și GG cotă 5,60. O să vedem. O să vedem. Să câștige Feyenoord și să se marcheze, să marcheze ambele. Să nu uităm că Roma are meci cu Juventus luni. Dar cred că le stă gândul neapărat la meciul ăsta. Da. Aceea situație e și pentru Tottenham, de fapt, la Fiorentina. Au meci cu Chelsea. Uh-huh. Nu cred că se gândesc mult la meciul ăsta. Bun, mergem către următoarea rubrică a emisiunii, Revista Presei. Ovidiu Anițoaia, 70 de ani, astăzi împlinește presa
toată presa din România este plină de mesaje de felicitare pentru Ovidiu Ionițoaia și eu l-am cunoscut, am avut posibilitatea de a-l cunoaște pe vremea când lucram la Gazeta Sportului. La mulți ani, Nea Ovidiu, din partea tuturor celor care scriem și care facem presă în România, pentru că, într-adevăr, Ovidiu Ionițoaia este și va rămâne un mare jurnalist. Prin telefon îl avem pe editorul șef al revistei Mozart Sport din România, evident, Vlastimir Vukadinović. Te salut, Vlasti! Salut, salut, Dane! O seară frumoasă ție și tuturor spectatorilor. Bun, mulțumim mult, Vlasti! Hai să spunem, tu ești cel care concertează, spunem așa, această superbă revistă Mozart Sport. Și care de săptămâna aceasta, mai precis de vineri, își va schimba formatul și practic nu va mai costa nimic, nu? Da, da, asta este principala noutate pe care o introducem de mâine. Da. Venim astfel în întâmpinarea oamenilor care vin să o citească și să joace pe baza informațiilor pe care le culeg de acolo. O facem un pic mai mult spre oameni, că spre jucători, spre cei care înțeleg fenomenul. Spre pariuri. Scriam un pic mai pe larg despre sport, știți foarte bine. Da. Acum vom păstra esențialul, dar vom merge mai mult pe partea de statistică, pe chestii mult mai specifice jocului de pariu sportiv. Bun, deci practic dacă ești parior și vrei să pariezi în România, normal ar trebui să ai și un ghid, nu? Adică să ai o broșurică, o revistă. Mozart Sport este ceea ce are nevoie un parior în România, nu? Eu așa zic, în fine, fiecare casă de pariuri decide cum își informează clienții despre oferte, despre meciuri și așa mai departe, ce au ei în ofertă în momentul respectiv. Sunt diferite campanii care se duc, după cum știi foarte bine, sunt multe ghiduri din acestea de pariere. Noi, pe lângă ghidul de pariere care se găsește în fiecare agenție și la care chiar lucrăm în prezent ca să fie un pic adus la zi cu toate pronosticurile noi pe care le-am introdus în ultimul timp. Da. Această revistă cumva este, eu zic, un must-have. Adică este exact ce ai nevoie pentru a-ți face biletul. Adică avem statistici foarte multe, clasamente, avem practic și cum să zic, absolut tot, nici eu nu știu acum ce să zic că e important în primul rând. Sunt prea multe lucruri importante. Bun, normal, un parior de vineri dimineața, adică de mâine, va avea puși deoparte 2 lei pe care nu va trebui să-i mai folosească de mâine, nu? Da, poate să joace la pariuri, mai ales pentru că la noi, de exemplu, de o săptămână, am și mărit câștigul maxim. Da. Este acum de 210.000 de lei. Uh-huh. Și deja am avut un câștigător. Da. Mâine o să vină să-i facem un interviu. Este din Constanța și chiar ne-am bucurat și vom face astfel de informări cu privire la biletele câștigătoare și alea, să zicem, care n-au fost câștigătoare, cărora le-a lipsit un gol sau două pentru un mare, mare câștig. Adică și acest tip de articol, de exemplu, intră deja de mâine în revista noastră, care, cum spuneai tu, este de mâine gratuit. Bun, am înțeles că vor regăsi pariorii în paginile revistei ponturi din emisiunea Mergeți pe mâna noastră, singura și cea mai cunoscută emisiune de pariuri din România, nu? Exact, exact. Noi sprijinim de la început această inițiativă frumoasă a televiziunii Național TV, a Trustului Național și desigur vrem să promovăm cât mai mult ceea ce se întâmplă acolo.
pentru că într-adevăr s-a format o comunitate a oamenilor care urmăresc emisiunea, după cum se poate vedea și pe Facebook. Da. Și de asemenea vrem să introducem un fel de acțiune mai activă a ta, mai ales și a celor care realizează emisiunea, în realizarea pronosticurilor, să zicem, pe care le pot găsi în revistă. De exemplu, acum, iar o noutate, avem în fiecare zi cuprinsă de revistă, adică cele 7 zile din săptămâna de vineri, sâmbătă, duminică și așa mai departe până joi, am ales evenimentul cel mai important al zilei, cu o mică explicație, poveste, să zicem, sportivă, și apoi am oferit niște sfaturi pentru cum pot gândi, să zicem, pariorii biletele pe baza informațiilor culese, statistic vorbind, analize și așa mai departe. Adică e într-adevăr o colaborare frumoasă și eu văd treburile noastre cumva complementare. Și revista aceasta este o oglindă a activității noastre și e frumos să se vadă totul și pe print. Să se vadă și ce apare în mediul TV, să zicem, să-l vadă și oamenii la care poate nu ajunge încă emisiunea, dar la care sperăm să ajungă. Bun, Vlasti, trebuie să le spunem celor care ne urmăresc acum și nu numai, o să scriem și pe Facebook, că de mâine, de fapt de marți, de la ora 18:30, emisiunea va fi în absolut toate agențiile din România, transmisă în direct, adică pariorul va avea emisiune, va avea revistă, nu îi mai rămâne decât să se ridice în picioare de la măsuță și să meargă la calculator, nu să parieze. Exact, exact. Deci, practic, toți vor vedea ponturile și toate rubricile tale interesante și ale, desigur, atunci când ai invitat și când mai ai colaboratori de-ai noștri cu care vorbești în emisiune și așa mai departe. Deci absolut toată interacțiunea va exista prin intermediul agențiilor. Lucru iar pe care îl facem în vederea să zicem, apropierii jucătorilor de emisiune și de noi în același. Bun, Vlasti, îți mulțumesc mult pentru intervenție și îți doresc mult succes cu noul format al revistei. Cu mare plăcere, mulțumesc și eu pentru invitație. Bine, Vlastimir Vukadinovic a fost editorul șef al reviste, o revistă, să știi, care chiar te învață foarte multe lucruri și sunt multe lucruri care normal n-ar trebui să fie scrise sau spuse de o casă de pariuri. Lucruri care te ajută să câștigi la pariuri. Mie mi-a plăcut revista pe care are conținut. Exact. Dar când am invitat, are și conținut. Nu doar cote sau metode de apa. Nu, are conținut. Îți oferă informații despre echipe, despre meciuri, perioada aceea cu derbiile capitalelor, foarte interesante materialele și bine realizate. Faptul că are conținut, cred că ar conta mult mai mult pentru cei care urmăresc și vor să afle ceva. Și de mâine dimineață va fi gratis. Un lucru și mai bun. Exact, era un bănuț să mai pariez o cotă fantezistă, de exemplu. Corect. Mina, hai să spun foarte multe mesaje. De când am intrat în direct, am primit 40 de mesaje. Ionuț Pandichi, evident, ne-a propus o cotă din meciurile de Europa League din această seară. Feyenoord Roma, scor corect 1-1, cotă 6. Tudorache Silviu, Atletic Bilbao, Torino, ambele echipe să marcheze în prima repriză, cotă 5. Robert Predoiu, Sporting, Wolfsburg, X, pauză 2, final. Daniel Suciu, Atletic Bilbao, Torino, ambele marchează și peste 2,5 goluri, cotă 2,40, e cam micuță cota. Duțu Cătălin, Cercle Bruges, Aalborg, 2 pauză, 2 final, cotă 14. Duțu ne mai trimite un mesaj, te rugăm să rămâi la o singură cotă, nu o să mai putem valida niciun pronostic, niciun mesaj dacă aveți două comenturi, n-avem cum. Alin Păsălău, Sporting, Lisabona, Wolfsburg, 1 pauză, X final, cotă 15, Vlad Ona, Feyenoord, Roma, 1-2,
nu știu dacă e 1 pauză, 2 final. Vladi, Ona, încearcă să urmărești, dacă ne vezi acum, dacă ne urmărești, schimbă-ți pronosticul. Costel Gabriel, Beşiktaş, Liverpool, 2 pauză, 2,5 cotă, 4,14. Multe mesaje, în jur de 80. Rămâneți alături de noi, prieteni, pronosticurile, pentru că încep pronosticurile, avem cota fantezistă, meciul zilei, bilete numai pentru dumneavoastră. Am revenit în direct alături de mine Mihnea Groza. Mihnea, multe mesaje pe pagina de Facebook a noastră. Mergeți pe mâna noastră, se numește pagina. Cred că dacă ești parior în România, n-ai cum să nu fi auzit de această emisiune și de această pagină, evident. De când am intrat în direct, 50 de mesaje, sunt aproape 100 în momentul de față. Concurs, evident, cu premii din partea sponsorului nostru, care trimite toate, nouă ne trimite premiile și noi vi le trimitem mai departe. Atenție, mi-aș dori foarte, foarte mult ca toți cei care ne cunoști și care au câștigat premii la concursurile organizate de noi să trimită câteva poze, bine, o să trimită câteva sute de poze, zeci de poze cu premiile câștigate de la noi. Sunt câțiva domnii, na, răuvoitori care încearcă să denigreze emisiunea, deoarece emisiunea este una serioasă și una foarte bună. Normal, atâta timp cât ai cablu și urmărești Național 24 Plus și urmărești proiectul Mergeți pe una noastră, nu mai cumperi ponturi din alte părți și atunci nu mai dai bani pe pronosticuri în alte părți. Prieteni, nu mai dați bani la tot felul de oameni care vă păcălesc și care încearcă să vă ia banii spunând că vă dau niște ponturi sigure. Nu există în lume pont sigur, nici măcar 1-0-1. Poate să nu se prezinte la meci acel băiat, la tenis, de exemplu, sau acea echipă care are 1-0-1. Așadar, nu mai dați banii, iar cei care ați câștigat cinstit, corect și care ați respectat regulamentul emisiunii noastre, trimiteți-ne câteva poze cu premiile din partea noastră și din partea sponsorului nostru pentru a avea și noi, nu știu, un folder cu premii de la voi. Bun, Mihnea, mergem către următoarea noastră rubrică. Este una cu cote mari. Cota fantezistă. Cota fantezistă. Da. Tu n-ai mai fost la noi în direct la TV, dar și despre ce este vorba în mare, pentru că urmărești și lucrezi în trust. Lucrăm în trust, facem jurnal de sport. Corect, prezentăm. Corect. Tu ești cel care faci știrile despre această emisiune. Prieteni, cota fantezistă. Ok, prima cotă vine din Franța, ca și ultima. Montpellier joacă cu Nice. Nice a pierdut derbiul Coastei de Azur cu Monaco, 1-0. Vreau să te întreb în mare dacă ți se pare un meci echilibrat și dacă are șanse, eu am considerat că are șanse mari, să se termine la egalitate, o cotă de 3-20. Teoretic, da, mai ales că în Franța, în ultimele etape, au fost multe meciuri de genul ăsta. Uh-huh. Și dacă ne-am luat după declarațiile un pic înșelătoare ale lui Roland Courbis, antrenorului Montpellier, care este mulțumit, locul 8-lui iar ajunge și vrea 50 de puncte maxim. Statistica, în schimb, statistica e un pic diferită. De când, din 2009-2010, de la revenirea lui Montpellier, Nice n-a câștigat o singură dată. Da. Au mai fost 3 egaluri, unul în turul campionatului, 1-1, chiar la Nisa. Și rest 7 victorii ale celor din Montpellier. Uh-huh. Deci șanse poate mai mari pentru Montpellier de victorie. Clar. Acordă și multă importanță meciului. Lovitura de începere o dă Romain Pitot, mijlocaș care a câștigat campionatul în 2011-2012 cu Montpellier. Când juca și Giroud. Da. Bine, acel Pitot are și o poveste frumoasă. El a mai câștigat un singur, încă un campionat, 97-98 cu Lens. Bun. Spune-mi în mare dacă are acoperire acest X-olist. Din punctul de vedere, de că nu poate să știe nimeni acest lucru. În principiu, da, poate pus și cu un 1X, bine, dar 1X la cota fantezistă, merită încercat categoric, da. Între Montpellier și Nice, etapa asta poate aduce un 0-0 sau chiar un 1-1. Bun, următoarea cotă fantezistă vine din Serie A. Sassuolo primește vizita lui Lazio pe propriul teren. Sassuolo care traversează o formă bună. Nu m-aș lua, prieteni, după ultimul rezultat al lațialilor, atunci când ei au câștigat în fața celor de la Palermo. Poate un pic surprinzător pentru mine, deoarece Palermo trecea și ea la fel printr-o formă excelentă. Lazio este o echipă imprevizibilă, mai ales puteți să vă
uitați și pe statistică să vedeți că poate câștiga oriunde, dar poate pierde chiar și acasă. Fantezist vorbind, deși lucrurile să ne aducem aminte de faptul că Sassuolo a bătut pe Internaționale Milano acasă, Mihnea cu 3-1. E sub Sassuolo categoric, să nu da, linia lor de atac e foarte bună la Sassuolo. Da, Berardi, Zaza, Toro Flores, jucători foarte, foarte buni anul acesta și cu... Cu goluri înscrise pentru Sassuolo, unul solist, o cotă de 3,25. E o cotă de încercat, o cotă fantezistă, dar nu chiar atât de fantezistă Sassuolo să câștige acasă cu Lazio. Ultimul meci vine tot din Franța, tot din Liga. Monaco, o echipă care a surprins pe toată lumea seară, toată lumea, absolut toată lumea a fost surprinsă de jocul lui Jardim și de faptul că, iată, Monaco a jucat și a fotbal. Pentru prima dată eu am văzut-o pe Monaco să joace un fotbal și să nu refuze partida. Primește vizita lui PSG, PSG care... Ne spui tu mai multe, cum o vezi în de față? Eu văd cu un singur lucru. Laurent Blanc se gândește la defensivă. Da. O văd și fără foarte mult jucători. Ibrahimovic este suspendat pentru da. La Monaco. Mai este Lucas, mai este Aurier, Thiago Motta, Cabaye. Deci o echipă cu multe absențe. Uh-huh. Iar Monaco acum depinde. Tot ce găsea să știri erau euforia victoriei. Da. Ce se va întâmpla la meciul direct cu Paris Saint-Germain mai rămâne de văzut. Un X cred că ar fi chiar o fericire pentru Paris Saint-Germain după mine. Deci un X pentru ei ar fi absolut mulțumitor. Mai este important și prin alt punct de vedere, pentru că cele două echipe se reîntâlnesc în cupă. Da. În săptămâna următoare, da. Uh-huh. Deci este un cuplaj reușit Monaco-PSG. Probabil că un X în primul meci i-ar avantaja pe parizieni. Meci de campionat. Da, meci de campionat. Bun. Goluri? Sau de, fără goluri. Să nu uităm că marchează. Ambele marchează. Și Lyon a revizat ambele la marchează. Monaco. Păi și în meciul ăsta de campionat, cred că e important și ce face Lyon la Lille. De văzut dacă se leagă un X de aici cu un destul de probabil X de la Lyon în deplasarea de la Lille. Bun. Dar cu un ambele marchează și un X solist, cred că amândouă susțin cota solistă și Monaco fantezistă. Și Monaco și PSG-ul. O susțin foarte bine. Bun, acestea au fost cele trei pronosticuri oferite de noi la această rubrică, trei pronosticuri fantezistă, Montpellier, Nice, X solist, 3.20, Sassuolo, Lazio, 1 solist, cotă 3.25 și Monaco, PSG, X solist, cotă 3.25. Bun, mergem mai departe. Următoarea rubrică a emisiunii, meciul zilei. Patru partide la această rubrică, patru partide la meciul zilei. O să le vedem și pe micul ecran în curând. Mihnea, Liverpool, Manchester City. Pronosticul nostru este ambele marchează și vreau să rămânem un pic aici să discutăm, pentru că avem de ce să discutăm. Liverpool și Manchester City. Cum vezi tu aceste două formații în momentul actual? Liverpool într-o formă bună, ultimele meciuri. Da? Sunt fără înfrângere. Cât au 4 victorii consecutive, dacă nu mă înșel, cu ultima victorie la Southampton. 2-0. Da, Southampton e un da, teren de foarte, greu de obținut. Greu. Manchester City, în schimb, poate într-o scădere de formă și practic nu joacă. Totuși, etapa trecută Manchester City a mai recuperat din puncte față de Chelsea. Da, dar a fost practic surprinzător. După surprinzător, pentru că Chelsea a comis-o, să spunem, acasă cu Burnley, nu se aștepta nimeni la așa ceva. Mourinho este imprevizibil anul acesta, dar lupta nu este încheiată nici pentru Liverpool, care vrea să urce cât mai sus. Și să știi că Liverpool are potențial, nu? Are, depinde acum și cât de obosiți vor veni după meciul ăsta cu Beşiktaş. Beşiktaş are o defensivă foarte bună, care probabil o să-i chine un pic. Crezi că interesează? Bine, interesează pe toată lumea, deoarece câștigătoarea, știi foarte bine, de anul acesta din Europa League, va merge direct în grupele Champions League. Cu siguranță interesează și, bine, City e cam rezolvată problema în meciul cu Barcelona, deci în cazul ăsta Liverpool e cea care va pune osul și va fi interesată. 45 de puncte are Liverpool și ocupă în prezent poziția 6-a în spatele lui Southampton cu un punct, în formație pe care tocmai... 12 puncte în ultimele etape, practic, acestea le-au venit acum. Da, n-au mai pierdut de 5 meciuri. Da, 13 puncte în ultimele 5 meciuri Liverpool.
Este plus egalul de la Everton. Da, deci da, patru da, victorii da, și un egal. Deci un egal o serie în, bună fără înfrângere. Noi am spus ambele marchează la Liverpool, Manchester City, Sevilla, Atletico Madrid. Pronostic, ambele marchează. Cum vezi această partidă, având în vedere că eu să știi că mă aștept ca Sevilla să domine meciul? Așa cred că va fi cu siguranță, pentru că va fi alegerea lui Simeone. Acum depinde dacă Simeone va odihni jucători. Nu, are peste 200 meci în Champions League. În cazul acesta, oricum, ambele marchează e cotă foarte bună și la 1.80, da, iar mi se pare absolut ok. Acum depinde. Cine primul gol marcat, și la fel și asta ar conta. Da, uite, Sevilla, 45 de puncte, locul 5, Atletico Madrid 53 de puncte, locul 3. Atletico, care a ieșit practic din ecuația titlului, sunt la 7 puncte în spatele lui Real, cu acea înfrângere la Celta Vigo, înfrângere pe care nimeni nu a putut să o descifreze. Ce s-a întâmplat în meciul de la Celta Vigo, în afară de faptul că n-au jucat nimic și cota lui Atletico Madrid creștea mult, deci parcă se știa dinaintea jocului că va pierde la Celta Vigo. Sunt 7 puncte acum. Știi că Atletico reintrase în această luptă. Dar ar fi avut șanse și ar da, fi și meritat după mine, dar... Sevilla vine după un meci exuberant la Real Sociedad, unde au pierdut cu 4-3, au condus, știi despre ce vorbesc, da, nu? Da, da, bine. Un meci de infart. Nu, ambele marchează toate șansele astea, categoric. Ambele acum, dacă îți marchează Atletico Madrid primul gol, posibil să alegi mult. Să alegi mult după egalare și nu cred că poți să câștigi. Atletico un pic obosită după Champions League? Nu cred. Nu. Simeone a ținut și anul trecut în priză, ține și anul ăsta ok. Nu da, cred. Bine. Nu cred. Totuși sunt oameni. Bun. Mergem în Italia cu următorul meci. AS-Roma Juventus, un meci pe care l-așteaptă toată lumea în Italia, numai că Mihnea, sincer, eu ce șanse mai aici sunt? Ce nu șanse se joacă campionatul. Este doar un da, meci bine, clasic bate Roma, de orgoliu, după mine. Dacă nu bate cred. Roma... Nu cred că bate Roma și nu e meci... Tocmai nici Roma nu cred că va avea dorința asta să câștige, pentru că nu se joacă nimic, nu se joacă campionatul în meciul ăsta. Da, era puțin o chestie dacă își vreau joacă campionat. Vreau să spun că Roma are probleme cu Napoli, adică Napoli poate fura locul 2 și, bine, nu mai poți să-i prinzi pe Juventus, să spunem, dar locul 2 duce direct în Champions League, locul 2 nu mai duce, Mihnea. Deci este o miză foarte... Da, să fie lupta lor pe, foarte pentru locul mare doi pentru Roma. Roma care probabil, de acum, în premieră, vă spunem, pentru luni, echipa probabilă a romanilor, Dexantis în poartă, Torosidis, Manolas, Astori, Holebas, Pjanic, Keita, Nainggolan, Gervinho, Totti și Ljajić. Foarte ofensiv va juca Garcia, 4-3-3, Garcia care se aude că va pleca de la Roma, destinația... cred că Anglia. Nu știu dacă l-ar tenta până neapărat Anglia, dar... Așa se aude că... Bine, în meciul ăsta, într-adevăr, singura dezavantaj al Juventusului este antrenorul în meciul ăsta cu AS-Roma. Allegri. Da. Crezi că în fața lui Rudy Garcia, nu-l văd peste Rudy Garcia în niciun caz. Și eu spuneam același lucru la începutul acestui sezon, că Massimiliano Allegri e minimo Allegri din punctul meu de vedere, am și scris acest lucru, numai că până în momentul de față, jos pălăria pentru Allegri. Juventus s-a calificat în Champions League, ceea ce n-a făcut-o Conte printr-un meci, într-adevăr, de pomină, cel de la Istanbul, acum un an, care știi ce s-a întâmplat, da, bine, dar nu s-a calificat. Noroc, a pierdut accederea în finala de pe propriul teren cu Juventus, pe Juventus Stadium, finala cu Benfica, că despre asta vorbim, probabil că cu Sevilla. Eliminarea Benficăi nu a putut să o realizeze și Juventus practic a câștigat campionatul, dacă stăm așa să gândim la rece, nu? Nu a prea mare Roma la cum se prezintă acum, nu are cum să ajungă pe Juventus, chiar dacă Juventus va lăsa motoarele mai jos. Deci ce să-i impuți lui Allegri în momentul de față? Bine, l-a recondiționat pe Morata. Poate că Antonio Conte a avut anul trecut. Deci toate bine neîmplinirile astea de anul la trecut au lăsat toate într-un cont de umbră. E presiune la Juventus. E un club mare, obligatoriu. Da. Dar n-a mai fost aceeași presiune. Ceea ce a făcut iar e senzațional. Iar față de Milan, el are un lucru compact, clar. Nu? Da, că la bine Milan probleme. Deci nu putem să comparăm are un mare avantaj decât cu Roma și cu Napoli. Din nefericire. Pentru că nu Roma și Napoli ar trebui să fie acolo. Ar trebui să fie Milan, Inter, bine, și Roma, cine și Napoli, problemă, și Lazio. Și o Pescara, și o Bancona, pe vremea. Fiorentina. Bun.
Ceea ce văd eu un plus mare la Allegri este recondiționarea, pentru că putem să folosim terenul ăsta, a lui Morata, care traversează o perioadă senzațională. Senzațională. Da, se pierdut, ca să zicem așa, da. El, săracul, nu. Eu și eu când l-am văzut, a zis, nu are ce căuta în Italia, unde te mănâncă. Pe lumea picioare, da, exact. Te mănâncă, pur și simplu. Ei, iată că nu este chiar așa și l-am văzut și pe viu. Buffon, Cáceres, Bonucci, Chiellini, Evra... Exact, nu, în afară de Lichtsteiner, probabil apărarea pe care a folosit-o și cu Borussia Dortmund. Sturaro, iată că Pirlo nu va juca. Da, s-a accidentat, am văzut azi. Da, la meciul cu Borussia s-a accidentat, aici minutul 20. Și Marquisio, Vidal, Pereira, Morata și Tevez, s-ar putea să nu îl regăsim nici pe Pogba. Ok, un egal cred că ar fi bun pentru Juventus, ar mai trece o etapă și lucrurile ar rămâne... la fel în clasament, teme 2-1 plus, adică Juventus să marcheze la Roma. Fără probleme. A marcat Empoli. Cum să nu marcheze și Juventus, să-ți marchează. Da, practic, da. Vreau să te întreb de ultimul meci. Prieten, nu avem ultimul meci din această rubrică pe micul ecran, dar toată lumea știe despre ce o să vorbim acum. Nu știm dacă vorbim despre Steaua, cu siguranță nu vorbim despre Universitatea Craiova, vorbim despre CSU Craiova, dar o să vorbim așa, vorbim despre Craiova și despre Fotbal Club Steaua București. Aceste două formații vor juca în acest weekend, Mihnea. Da, pe stadionul extensiv. Extensiv, 6.000 de locuri. Deja, păi deci sunt 6.000 de locuri. Rezolvat asistența. Da. Cum vezi acest joc? Altă dată un joc care probabil umplea Oblemenco fără probleme și fără scaune. Și acum poate să-l umple, pentru că nu mai... Din multe puncte de vedere, nu numai în România și în alte țări, nu mai stai ancorat după vechea echipă sau să te împarți între primărie și fostul sau actualul. Sau... Este CSU Craiova, echipa orașului, joacă foarte bine, da. Totuși te duci după ea. Vii la meci, vii să vezi. Nu e universitate. Bun, Steaua? E Steaua sau e Fotbal Club Steaua sau ce nu este? Nu știu, ce mi se pare mie important din toată disputa asta legat de Steaua, FCSB și așa mai departe, apariția secției de... cu sporturi care reprezintă țara polo, handball, basket. Da. Normal este să se mai uite lumea și spre ele. Faptul că oamenii de acolo își cer niște bani pentru o siglă, îi cer ca să poată să trăiască. Da. Steaua a fost foarte jos la un moment dat cu sporturile de genul ăsta, cu basketul, cum este și Dinamo acum, da. Cu polo au revenit. Deci au nevoie de niște bani. Da. Ba, este singurul lucru care reiese din chestia măcar asta. Măcar banii ăștia să ajungă acolo unde, da, unde trebuie. Trebuie și unde se face performanță, că e gimnastică. Revenind la sportul rege. Craiova, Steaua. Eu cred că se vor marca minim două goluri și cred că ambele marchează. Posibil Steaua să nu marcheze după mine. De marcat se vor marca poate, cu siguranță două. Depinde dacă joacă cu frică Craiova. Favorită Craiova? Cred. Eu așa o văd. Și mi-a plăcut tot ce am văzut în ultima vreme. Ce da, a făcut atât Cârțu și foarte bun. Am văzut de ce n-a fost la Cupa Asiei, dar mă rog. Mai ales că era sănătos, era ok, putea să fie selecționat de către iordanieni. Dar îmi place cum joacă. Se vede că joacă. Singura jucător mai slab pe care l-am văzut în ultima etapă a fost Brandan, care a avut o evoluție da, ciudată. Da, Brandan nu o să-și revină. Că da, meciul cu Steaua nu poți joci în 10. Nu poți să joci în 10 și de asemenea să nu gafeze Bălgrădean, care are destul de experiență. Poate de să gafeze, dar să ne iasă nouă pronosticul. Da, dar au plăcere de a juca. Se vede, aleargă, au... Chiar cei din Capul Verde, veniți din Cupa Africii. Ce execuție a avut Unia Rocea în meci. Ce bară frumoasă, din alergare, fără preloare, fără Craiova nimic. Craiova care poate să prindă cupele europene. Se vede că dar are toate șansele, numai că trebuie aceea derogare de la UEFA. Da. Că nu au voie să participe. Dar echipa merită, joacă foarte bine, să nu apară probleme de arbitraj și atunci e un meci care trebuie văzut, meci ca atare, de fotbal și care se joacă. Se joacă cu plăcere. Bun, locul de desfășurare... Putea fi altul. Măcar e Parcul Romanescu în apropiere, care e foarte frumos. Stadionul, de pe extensiv au plecat un Dănciulescu și nu numai, și Claudiu Răducanu, care își ca la Steaua, de acolo au plecat de la Electroputere. Bun, peste 110 mesaje pe pagina de Facebook. Ovidiu, Ionuț, Neacșu, Olympiacos Dnieper 1, pauză, 2, final. Wow, Andrei Vlășceanu, salutare, eu joc Olympiacos Dnieper 2-0, scor corect 7,5. George State, Fiorentina, Tottenham, victorie dublă, Tottenham, VD 2, Cotă 12. Zenit, am dat, nu mai știu unde e. Mönchengladbach Sevilla 1 pauză în final cotă 4. Beşiktaş Liverpool 2 pauză așa, l-am citit cred. Antichități. Iată, primim un mesaj de la Antichități Anticar.
Păi, na, păi poți să-ți faci reclamă la emisiunea noastră, că e foarte... Da, Napoli, Trabzon, X solist, cotă 4,69, Napoli deja calificată, probabil vor menaja vedetele, iar turcii au și un orgoliu și nu cred că vor pierde. Bun! Puteți să ne scrieți în continuare până încep meciurile. Dacă ați depășit ora meciului, nu mai poate fi validat mesajul, pronosticul. Rămâneți alături de noi pentru ultima parte, cea mai importantă parte a emisiunii în care vă oferim pronosticuri. Da, în direct pentru ultima parte, alături de mine, Mihnea Groza, jurnalist Național TV. Avem peste 100, avem 112, 115 mesaje pe pagina de Facebook. Evident, concurs pe meciurile din Europa League. Propuneți-ne cea mai mare cotă pe care o simțiți în această seară. Nu mai puteți să ne trimiteți cote la Dinamo Moscova Anderlecht, scor 0-0 în 22 și la Zenit San Petersburg PSV. Tot minutul 22, tot 0-0. În rest aveți multe meciuri. Așteptăm în continuare mesajele dumneavoastră. Va fi premiată cea mai mare cotă propusă direct. Fără cheie, fără nimic. Vă premiem, evident, cu coroniță. Glumesc. Mergem către ultima rubrică, cea mai interesantă rubrica noastră, biletul zilei. Începem cu Europa League, Mihnea, evident, pentru că da, oamenii trebuie să se grăbească repede. Bilbao primește gol de la Toro. Primește? Cred că da, dar totuși Bilbao oricum se califică. E... Bun, dar un gol, și... Toro poate să dea un gol, pentru că Toro are forță bună ofensivă, o cotă de 1.45. E regulamentară, e bună, okay. O susține atacul lui Torino. Niepăr merge la Olympiacos pe Karaiskakis, 1x. Olympiacos nu pierde meciul cu Dnieper. Olympiacos joacă, Dnieper nu joacă. Pe mine m-a surprins un pic și... Nici în Grecia nu stau lucrurile prea bine. Cu atâtea probleme și suspendări și scandaluri cu suporterii. Deci depinde cum îi prinde și pe ăștia în ce pas. Oricum nu pierde Olympiacos și acasă. Nu, la asta nu cred. Nu cred. Că după aia dau foc de tot suporterii la stadion și s-a terminat. Bun. Un meci pe care scrie... Clar, titlu mare, goluri, Sporting primește vizita lui Wolfsburg. Ce echipă are Wolfsburg, ai văzut? Wolfsburgul oricum a marcat în toate meciurile jucate în deplasare în Europa League anul ăsta, linia lor cu De Bruyne perfectă și m-am uitat pe echipa celor de la Sporting Lisabona. Da. Păi n-are cine să-i închidă. Deci o apărare... Șurle? Păi nu, n-are cine să-i închidă pe nemți. N-ai cum. Deci De Bruyne cu Dost. Dost și Șurle. Merg așa, direct la țintă. Da. Doar că Sporting-ul erau foarte entuziaști. Uh-huh. Mai e o chestie importantă, Sporting-ul are meci pe 1 martie cu FC Porto în deplasare. Cred că se gândesc mai mult la ăla. Ăsta eu cred că e lămurit. Bun. Deși am văzut în presă articole... Am uitat de Marius Nicolae când a întors scorul cu Newcastle. După vremea să știi că avem multe pronosticuri, trebuie să ne grăbim. Concordia Chiajna, Oțelul Galați. Revenim. Concordia Chiajna, Oțelul Galați, nu pierde Concordia Chiajna. N-ai tu încredere în Oțelul Galați și în tine, Selimeș? Nu, ăsta este feeling-ul meu și merg pe o șansă dublă a celor din Chiajna. Regăsesc eu, din punctul meu de vedere, Chiajna este o formație mai legată decât Oțelul Galați. 1-28, Burnley, Swansea, TG2+, să vedem minim două goluri la Burnley cu Swansea. Categoric. Bun, pronostic. Lille, Lyon, X2, 1.45. X-ul e de bază la Lille. La Cazet a revenit. Da, mai jucători. S-a golit infirmeria la Lyon, deci ăsta e un lucru bun. Ar fi un X-pauză, 2 final sau X2. Bine, noi am dat șansă dublă, nu dar este X-pauză. Dar e baza la Lille-Lyon. Bun, de încercat și X-solist. Numai că X2, 1.45, e bun, nu? Foarte bun. Foarte 1.45, bun. 1.45, cum? Ok, Dortmund primește vizita lui Schalke. Știți că este mare derby între Dortmund și Schalke, derbiul Rurului, nu? Da, bazinul Rurului. Cea mai mare rivalitate din Germania, prieteni. Atenție. Da, mai sunt stecoare acolo. Se stecoare și Bochumul, că e tot în zona aia, la fel. Oricum, se adună 70.000 și... Își învață copiii de mici să urască echipa adversă. Noi am spus așa, Schalke să marcheze. M-am uitat, evident, la meciul Juventus cu Dortmund. Apărarea lui Dortmund, mie mi se pare, câteodată, uneori, de cascadorii râsului. Seamănă cu alea din Liga 1. Exact. Cam așa ceva, joacă ciudat. Marchează Schalke? Marchează sigur. Dortmundul ești cu gândul la singura șansă pe care mai au optimile cupei de marți.
Meci în deplasare la Dinamo Dresda, care cred că îi preocupă mai mult decât ăsta. Foarte ăsta interesant. Ăsta ori să-i joace pur și simplu, ori să iau un gol, două, trei. Hertha primește vizita lui Augsburg, echipă efervescentă, TG 2+1.40. Da, la Hertha s-a cam dus efectul Dardai, ăla de la tot invocat, deci... Da. O să încaseze. Bun, pe repede înainte. Dinamo București, Cluj, 1.60, Cluj în derivă. Dinamo București parcă începe să miște. Mie în nu-mi place. În principiu, da, nu știu ce New Dinamo e, că nu prea bine, e New Dinamo. Bine, nu mai vorbim de New Dinamo, dar, și nici de Teja să nu vorbim, te rog. Tragedie la Cluj, adică ce vezi acolo, n-au jucători, nu nimic. Mai bine își luau jucători de la Unirea Dej, de la, nu știu de unde, de oriunde din Sălan și făceau o echipă, la județului, a zonei. Da. Okay. Jucau ceva. Liverpool se marcheze minim un gol lui City. Da. 1.34. Asta am vorbit, forma lui Liverpool e ok. Depinde, poate să nu-i cotonogească turcii, mie aia mea. Nu, dar oricum să marcheze un gol cu City, eu spun că și City există șanse mari. Mai se aruncă plișii cu picioarele în tavan și atunci sigur și nici penalti. Hart, mie nu mi se pare destul de sigur. Atalanta, Sampdoria, prieten, Atalanta nu pierde. Am văzut ultimul meci cu Juventus. Are consistență echipa din Bergamo și are jucători de viteză, are jucători de contraatac. Sampdoria nu traversează cea mai bună formă, nu este într-un regres în ultima vreme. 1.40. 1x. 1x. Mergem mai departe. Genoa, dacă joacă cu Parma, va câștiga unul solist, 1.53, dacă Parma se prezintă la meci. Două pronosticuri mici la Palermo, Empoli, TG 2+, vom vedea, eu cred că și Empoli are șanse să marcheze lui Palermo. Marchează sigur Empoli, au marcat unor echipe mai mari. Să nu mai folosești cu expresia asta la pariuri. Da, ai dreptate. La pariuri niciodată. Și ambele marchează, o altă cotă, cotă mare, 1.80. Are cine știe dacă marchează Empoli, ambele marchează, aproape clar. Empoli a marcat și la echipe mai mari decât Palermo, da. Deci n-ar fi o problemă. Bun, te referai la Milan. Okay. La Milan marchează și Bucloști. Bun, Palermo, ambele marchează, cu Empoli 1.80, Sassuolo, Lazio, ambele marchează, urmează câteva pronosticuri de ambele marchează și le vedeți pe micul dumneavoastră ecran. Sassuolo, Lazio, ambele marchează. Poate să primească Sassuolo gol, poate să și marcheze, evident. Inter, Fiorentina, GG, ambele marchează. Fiorentina, după meciul ăsta de Cupa UEFA... Și Inter are Cupa UEFA. Da, dar Inter 1.73. Meci mult mai lejer Inter după mine. Da, eu zic mai mult ca sigur, mai mult ca sigur, Inter fără marchează sigur, sigur după mine. Fără sigur, mai mult ca sigur, adică sunt mai sigur, dar nu dar vreau nu să... Dar nu foarte sigur, niciodată la pariuri nu sigur. Oricum este meci de ambele marchează la Inter Fiorentina, având în vedere ce fotbaliști regăsim în avamposturi. Torino, Napoli, TG 2+1.34, iar un pronostic bun. Valencia, Real Sociedad, ambele marchează, cotă 1.83. Da, marchează Sociedadul la Valencia, o marcat aproape constant în ultimele și Valencia sezoane, normal trebuie să marcheze, nu? Ba, ofensiva are cine. Bun, Sevilla, Atletico Madrid, atenție, 1x, 1.54. Se mulțumește și cu un X, da, Simeone și e încântat. Își face frumos bagajele, se întoarce la Madrid liniștit. Și ultimul pronostic, prieten, Real Madrid, Villarreal 1, victoria Real Madrid și TG 3+1.90, adică Real să bată și să se marcheze minim 3 goluri în partidă. Gol, 2 goluri în Europa League în câteva secunde, cred Anderlecht. Că Anderlecht 1-0 la Dinamo Moscova și exact pronostic, ce era de luat. Pronostic pe care noi vi l-am oferit în emisiunea precedentă, Zenit conduce cu 1-0 pe PSV. Mihnea, îți mulțumesc pentru prezența în această seară. Mi-a făcut prieteni, plăcere. Da, și noi îți mulțumim și ne-a făcut plăcere să te auzim. Prieteni, nu uitați, sâmbătă ne reîntâlnim, de data aceasta ne veți auzi la Radio Național FM, acolo unde avem 2 ore de emisiune. Mergeți pe mâna noastră până sâmbătă. Eu vă doresc ca de fiecare dată să fiți inspirați.